să vă voi. Da. Urmează stația, strada Bogdan Voievod. Bogdan I, supranumit Bogdan Întemeitor, este considerat drept fundatorul țării Rudor. Conform letopisețului de la Bogdan, a domnit 4 ani, între anii 1363 și 1367. Strada Bogdan Voievod. Urmează stația Strada Kiev. Denumirea străzii provine de la numele orașului Kiev, care a fost fondat în secolul al V-lea după Hristos, având un rol de seamă în asigurarea schimburilor comerciale între Constantinopol și Scandinavia. Urmează stația Cernu. Cernu din Chișinău a intrat de pe tranzit. Șoricele și Chirile Co a fost inaugurat oficial în 1989. Atât autorii poetului și unii realizatorii au fost distinși cu plinul de stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Gata, nu mai povestește nimic. Băi, nu. Urmează stația Strada Romană. Denumirea străzii provine de la numele capitalei Italiei, orașul Roma. Conform legendei relatate de istoricul roman Titus Livius, Roma a fost fondată în anul 753, înainte de Hristos, de către Roma. Să credem că de la Roma Club. Urmează stația Strada Eugen Doca. Renumitul compozitor Eugen Doca, născut în ultima anul 1937, lăsat în lucra pe Curca Moldova, este membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, 1992. În 2014, Thank you.
fac și mențiune, o să mai spun amul despre Ștefan cel Mare, că e sfânt, că nu știu ce, el era și pitic și fioros. Urmează stația, grădina publică, Ștefan cel Mare și sfânt. Grădina publică, Ștefan cel Mare și povești. Sfânt, este cel mai vechi parc din Chișinău, în care planul a fost elaborat în 1916, lucrările de amenajare a parcului au început în 1825, sub îndrumarea inginerului cadastral Bogdan Ecker. Iar vorbim definitivă, grădina publică și-a căutat-o în 1835. E bună inițiativa asta cu istorie povestită în troleibuz, dar ca și publicitatea, cam multă minciună, cam mult fals în istorie. Eu zic că trebuie să fim mai atenți, măcar să nu greșim cifrele. Columna lui Traian făcută cu 200 de ani mai devreme decât a fost cu adevărat. Greșit, doamna Vera Mereuță.